pornit la vânătoare de iepuri cu două picioare. Am însă o problemă de lămurit. Draga mea, ce ai pățit? Dacă vă este rău în mașină, probabil planificați fiecare drum un pic mai lung cu groază. Amețelile, oboseala și greața pot face plimbarea mizerabilă. Avem în diagnosticul la mai multă populație tânără, la copii, la o vârstă până la 35 de ani, avem distoniine, o funcție a sistemului nervos vegetativ periferic. Din cauza dereglării funcției vegetative pot să apară vomitele. În asemenea situații, se recomandă să stați pe locul din față. Nu numai că veți avea mai mult spațiu prin care să priviți afară, dar în unele mașini locul din față nu vă zdruncină așa tare. Vizualizați acțiunea de a conduce sau prefăceți-vă că șofați. Acest lucru poate preveni sau alina greața. Când ne simțim rău în transport, în primul rând trebuie să fim pregătiți pentru a exclude faptele date, a face niște o respirație mai profundă, să avem, să fim puțin, cât nu ar fi, în timpul mai cald a anotimpului, să în transport să fie un aer condiționat. Priviți pe fereastră. Fixați-vă un punct stabil la distanță. Nu vă întoarceți cu spatele la drum și nu priviți când în stânga, când în dreapta, pentru mult timp. Închideți ochii, dormiți dacă puteți. Dacă ochii dumneavoastră sunt închiși, nu vedeți nimic și asta îndepărtează cauza afecțiunilor datorate mișcării. În plus, dormitul vă poate lua gândul de la răul de mașină. Deschideți fereastra. Mulți oameni consideră că aerul rece, proaspăt, îi face să se simtă mai bine, deși motivul pentru acest lucru nu este chiar clar. Ca să nu ne se facă rău la drum, nu se recomandă folosi apele gazate. Să nu folosim grăsimile multe și o abundență de alimentație. Ciocolată, produsele grase, băuturile alcoolice, supra-solicităm grăsimile înainte de drumul, mâncare ușoară, niște sucuri proaspete, fructe putem să folosim. Dacă tot vă este rău, cred că ar trebui să consultați un medic. S-ar putea ca motivul desconfortului să fie cu totul altul. Care? Vă spune medicul.